Deci femeia a mai completat și ea, deci Vasiliu Lucreție a completat și ea, că ca să faci o încărcare cu memoria celulelor ăla, să fac un fel de creierii care stau acolo în substanțele alea, să spunem, și să faci un transport de la creierile alea la celulele din celălalt recipient. Deci este o adevărată teorie din asta de facerea copiilor. Deci cumva ei alta susțineau copilul foarte bun trebuie să vină încărcat cu o experiență istorică de la marele genii ale umanității. Și să aibă cumva istoria în sânge, deci obiectele astea, matematici, chimie, biologie, etc., să le aibă în sânge. Adică, respectivul om numai vede întrebarea și ridică mâna. E, o fi fost așa, nu știi cum o fi fost. Eu am avut totuși în liceu, să spunem, și chiar învățătoarea, dar deja nu erau grozavi, nu erau grozavi, o să vă arăt acum de ce nu erau grozavi, da? Și spunea el că copilul Costă mi împărea o teorie din asta care cumva să eludeze cumva anumite stări din astea comuniste împotriva omului respectiv. Dar o fi fost asta adevărat? Eu chiar l-am întrebat despre situația asta. Cum îi eludează? Dacă ajuns costă milioane de dolari, iată. Păi da, eludează anumite agresiuni, mi-a spus el. Anumite agresiuni, să spunem, golanii respectivi, să știi că nu sar așa la bătaie. Și golănimea asta, eu îți spun că până la urmă duci, să știi, spre zona asta a comuniștilor. Așa duci. Deci duce pe undeva la, nici nu duce la securitate, nu mă duce pe la securitate, dar duce pe la comitetele astea județene de partid comunist, au unități de astea speciale, să spun, fel de muncitori, muncitorul respectiv pune golanul să te bată. Așa pare să fi fost după câte organizații din astea strani erau aici. Deci Flanura Roșii, Bătătanu, Trei Steaguri Roșii, n-a fost nimic. Și mai știu eu câte, erau câteva sute de organizații de astea muncitorești, să spunem, anti-intelectuali dirijate de la Comitetul Județean de Partid și care după aia duceau la șeful statului, la Nicolae Ceaușescu, și după asta duceau direct la Kremlin, să spunem, la Sovietul Suprem și la Stalin, la Lenin, la Stalin, la Brejnev, la Conducătorul Suprem. Deci e foarte complicat să faci un copil bun. Deci asta ar fi o teorie celulară foarte interesantă. Bazată și pe teoriile astea de bioinformatică. Totuși, mașini de calcul au fost din trecut, nu? De la Pascal, din adâncimi, în adâncimea istoriei. Acum trebuie văzut cu studii foarte profunde și au fost de fapt, dar cred că sunt multe studii, dar pe aici nu prea sunt studii, să spunem, prin zona asta a Estului Europei. Și cred că nu sunt nici la ruși, ei totuși n-au dat genii din astea de mare valoare, deci, raportat la scara istoriei umanității.